Panică în oraș, panică în oraș. Dacă vrei să ajungi sus, ferește-te de anturaj. Angelo și... Cine sunt Angelo și Gangsta? Păi sunt niște rapperi care vor să facă treaba bună și... nu știu. Încercăm să punem greșe să ajungem mai sus. Așa. Așa încercăm, nu știu dacă să și reușim. Și ce-ați spune că ați reușit până acum? Am avut mâncare să vin aici, am avut destule concerte. Pe la bal, pe la școli, Timișoara, Caransebeș, Anima, am avut tot felul de concerte. Dar practic mai sunteți la început de drum. Da, da. Și ce vă doriți? Care sunt planurile în viitor? Ce pregonizați pentru perioada următoare? Aveți un impresar? Aveți piese scoase? Pregătiți un album? Ce se întâmplă? Da, eu pregătesc un album pentru martie, mai. Cam așa, spre mai de terminat câteva piese. Și impresar nu avem. Noi ne ocupăm de tot, de găsim concerte. Piesele noastre sunt pe YouTube. Acolo ne poate găsi una. Aveți un site al vostru? Avem Facebook-uri. Da, pe Facebook ne poate găsi toată lumea. Bun. Facebook e singura platformă de promovare pentru noi. Deocamdată. Da. Pe un impresar nu avem. După cum a zis și el, concertele le găsim singuri. Nu vă doriți impresar sau n-ați găsit? Sau... Nu am găsit, nu s-a oferit momentan nimeni să ne, să ne susțină în ceea ce face. Și aici, în oraș, nu prea sunt posibilități cu... puțină lume, nu prea sunt locuri unde să... La Timișoara, cum ați fost primiți de public? E o plajă mai largă, așa, de rap, de lume care acceptă genul ăsta muzical? Da, da, da. Față de Brașov au fost diferențe. Aici n-am mai vin prieteni, mai vin acolo, au venit strict pentru hip-hop și au fost bine. Acolo nimeni nu ne cunoștea nimeni și a fost cine sunt. Era întrebarea cine sunt ăștia. Și au fost de curiozitate mai mult să vadă. Da, și aici nu au fost părere bune, deci chiar au fost... Da. Aici în oraș nu știe toată lumea, deci... Ca idee, ne puteți face pentru Reper 24 o demonstrație în versuri, o chestie sau, eu știu, mai dificil? Fac transplant de beat cu vers, fără stres, crezi prin muzică, mă motivez, deci mă reinventez, ăsta era de primă clasă, din cască în cască, din casă în casă, toată lumea gură cască. Ce nici prietene, nici piesa asta nu te atinge. Angelus, odată m-am blindat, nu mă pot învinge. De pas cu pumnul pe pentru ce-ai fost odată, dar când aș capul plecat, viața nu te iată. Super, excelent, excelent. Și ce pregătiți pentru viitor? Vă gândiți să rămâneți la Reșița? E cam greu să reușiți în acest domeniu, Reșița. Eu am de școală. Eu încă sunt clasa 12-a și după ce termin, m-am gândit să mă mut la București. Vreau să merg la facultate acolo și, na, altfel va fi și cu muzica. Un punct mai vreau să depășim granița asta de Reșița, pentru că dacă vom rămâne aici... Da, o să ne plafonăm aici și... O să rămânem aici pe veci. O să cântați pe mai departe împreună? Da, da. Tot timpul. Tot timpul. Frăție. Da. Nu ne va despărți niciodată. Brotherhood. Da. Frățigură. Aveți niște modele în cariera voastră? În România există cineva care v-a inspirat, de exemplu? Pe mine nu. Am încercat să modelez stilul meu propriu. De la bun început n-am vrut. Bun, am ascultat foarte multă muzică. Asta probabil m-a și ajutat. Dar nu m-am încercat să mă mulez după mine, niciodată. Da, am încercat să ne creăm stilul nostru propriu și... Da. Nu prea avem modele, să zicem, ne luăm după ăsta sau... Noi le facem în capul nostru și videoclipurile și toate le facem noi după ideile noastre. Noi le facem în mare tot și filmări și înregistrări și tot la unde vom le trage la un studio. Când spunem tot, spunem chiar tot, începând de la mix, master, la piese, la montaje, la tot. Montaje, filmat, tot noi, deci... Aveți și un videoclip pe YouTube? Aveți mai multe. Mai multe? Da. Și dacă o filmați totul, faceți totul singur, vă descurcați, din punct de vedere financiar? Mai ajută părinții sau... Mai avem și prieteni care, na, spre exemplu, am un prieten care filmează, unul care ne mai duce cu mașina... Totul se bază de prietenie momentan. Da, da, da. Deci... Și bani din ceea ce faci nu scoate. Oricum, mari rapperi și de peste ocean au început așa mai de greu jos, da. De jos și păi, la urmă și-au găsit loc în piață.
Unii au... Au cineva în spate care poate i-a împins. Da. E o lume dificilă asta a muzicii rap în România. Da. Că nu e... să fie greu. Până reușesc să ai un nume. E greu, da. Vă dorim mult succes. Mulțumim. Dorim succes și ne bucurăm că ați fost oaspeți la Reper 24.